Mă bucur mult că am avut invitați de seamă, de marcă, la 115 ani de la înființarea învățământului economic argeșan și aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi, în primul rând profesorilor care acum sunt la pensie, care au venit cu sufletele deschise, plină de învățături, pentru că domnul profesor Guț, ați văzut, ne-a ținut să ne prezinte și istoria Colegiului Economii Maria Teiuleanu și învățăminte pentru viitor. De asemenea, pentru toți profesorii, un cald, mulțumesc, un cald bun venit le-am spus atunci când au venit în școala noastră și multă, multă, multă sănătate. Toți ne-am pregătit așa cum se cuvine, începând de la elevi, de la clasa 9 până la clasa 12-a, apoi nu vreau să neglijesc toți profesorii care într-adevăr s-au implicat pe fiecare catedră în parte. Am avut, de dimineață multe activități pentru elevii noștri, apoi comemorarea Mariei Teiuleanu la cimitir și apoi în holul liceului nostru. De asemenea, un moment literar-artistic. Le mulțumesc pe această cale doamnelor profesoare de limba și literatura română. De asemenea, nu pot să trec cu vederea expoziția culinară care face deliciul tuturor invitaților. Seara vom avea un bal al bobocilor. Cred că va fi reușit. Vă invităm și pe dumneavoastră să ne fiți alături. Aștept în fiecare an un noiembrie de toamnă. L-am așteptat și anul acesta cu mare emoție. Toată săptămâna am stat în cabinetul de limbă și literatură română alcătuind acel scenariu al spectacolului. Și am mai completat câteva pagini într-un jurnal. Jurnalul meu, și l-am intitulat așa, parafrazând, jurnalul unui profesor greu de mulțumit. Au fost gândurile mele prinse acolo și au fost gânduri de mulțumire pentru acești copii pe care i-am văzut în atelierul de lucru. I-am văzut recitând, i-am văzut scriindu-și versurile, făcând acei pași printre gânduri. M-a bucurat tare mult. M-a bucurat tare mult această idee că au venit cu creațiile personale, că au făcut pașii printre gânduri. Mi-a plăcut foarte mult că au mai solicitat odată ora aceea de artă dramatică pe care s-o așezăm în orarul nostru. Și avem un cerc de artă dramatică, masca, avem un cenaclu literar, semn. Acestea sunt atelierele noastre de creație. Aici îi pregătim. Am simțit emoția clipei, am simțit emoția întâlnirii cu foștii mei colegi. Doamne, m-am întors așa în timp. Ieri seara m-am așezat în fotoliul meu și am revăzut iar niște pagini de jurnal, jurnalul primilor mei ani de învățământ și paginile acelea care completau primele impresii din Colegiul Economic Maria Teiuleanu. Aveam sentimentul acela de teamă, aveam sentimentul acela că sunt atunci sunt un profesor tânăr, cum o să fiu primită? Dar vă spun acum că aici m-am simțit întotdeauna ca acasă și de colegii mei pe care astăzi i-am văzut în sală și cărora încă o dată le mulțumesc, colegii mei m-au primit foarte bine. Abintile reprezintă întotdeauna dimensiunea celor întâmplate. Sunt 115 ani de existență și am prins în această memorie a zilei care trece, am prins toate aceste amintiri. Colegiul Economic Maria Teiuleanu există prin elevii noștri, în primul rând, prin noi și realizăm împreună. Și îmi place mie să spun așa de fiecare dată, școala reprezintă această arcă a noi, să avem încredere, ajunge la țară. E o zi emoționantă pentru toți, eu mă simt ca acasă de aproape 50 de ani aici, pentru că tatăl meu a fost profesor 30 de ani la Liceul Economic. Eu am venit
din spate, am și eu 25 de ani de vechime și pot să spun că nu m-am născut, dar am crescut în această școală. E o zi excepțională pentru că ne vedem toate generațiile, profesori personali care au 90 de ani, elevi care au 14 ani, noi printre ei și simțim într-adevăr că școala ne unește. Că venim aici cu drag, că se întâmplă lucruri impresionante, că ne ocupăm de copii care vin la noi la școală și care vin cu inima deschisă, pentru că într-adevăr au ce învăța. Este o școală unde se face foarte multă carte, unde este și foarte multă distracție, unde se vede tot felul de activități științifice, culturale, sportive. Avem activitățile profesionale specifice nouă, cele legate de filme de exercițiu. Avem un bal al bobocilor la care participă doar elevii noștri. Nu avem invitații externi pentru că vrem să-i cultivăm pe cei care sunt foarte talentați în cadrul școlii. Sperăm să se distreze foarte bine la acest eveniment. Avem o mulțime de copii talentați. Le mulțumim părinților că se ocupă de ei și că ni trimit să ne ocupăm și noi de ei. Și sperăm să ne întâlnim și la următoarele aniversări la fel de plin de energie și la fel de plin de voie bună. Dar tu când ai venit, Felicita?
acum 3 zile, tanti. De la București? De la Paris. E, dar ce aveți, frate, toate cu Parisul? Vă dați-i bun după Paris. Parcă ești norul meu, colegi. Ascultă, madame. Mi-a spus doctorul aia că ai fi spus la primirea de la Valerica Frangescu că le lua pe Anachi numai cu condiția să te ducă o dată pe an la Paris. Și am dreptate? Înainte de a se însura pe așa de două ori pe an de străinătate. De când m-a luat pe mine, nu m-a dus nici până la Mercedia. Vara asta, dacă s-ar peste 3 zile la pământ, te duc în septembrie. La Paris? La Pucioasa. Baby.